Bună dragilor! În filmulețul de astăzi vrem să vă arătăm ce pachetel am primit noi din... De, din Italia! De la cine? De la, de la mamaie! Hmm. Marca a primit această pereche de Adidas. Momentan sunt mari pentru el, dar nu este nicio problemă că piciorul o să-i crească și mai bine mai mare decât să fie uh, mai mic sau să fie fix. Diferă destul de mult ca la podul de la papuc la papuc, de aceea evităm să luăm încălțăminte online, în cazul acesta sunt luați de către mama. Marcare încălțăminte mărimea 32, dar nu sunt la fel de mari ca și aceștia, aceștia ar fi cred că un 33 spre 34, ceva de gen. Nu sunt destul de mari, nu știu cum îi vedeți voi pe cameră, dar sunt, sunt destul de mari. Hai să vedem următorul produs. Ce avem aici? Aici avem o cutiuță cu uh, detergent. Care miroase foarte, foarte bine. Are 45 de spălări. Următorul produs. Avem o rolă de hârtie. Marca a primit acești clopoței, care sunt foarte, foarte drăguți și sunt așa unicați. Deci sunt uh, clopoței de vânt, dar sunt, uh, sunt ceva diferiți, total diferit față de ceea ce are Marc. Și aici are niște floricele. Da, foarte drăguți sunt. Și sunetele sunt, uh, sunt diferite. Aici avem un gel intim, o cutie cu magneziu pentru mine, acest spray pentru corp pe care l-am mai avut și miroase foarte, foarte bine și persistă foarte mult. Acest spray cu propolis pentru copilași. Din nou niște clopoței de vânt, doar că aceștia sunt mai, mai micuți decât ăștia alții. Tot așa au niște sunete foarte, foarte drăguțe. Așa. e care nu se rupe. Asta e o sfoară. nu se... Nu se rupe. Benzi pentru față, benzi de epilat. Această rochiță cu fluturaj care este foarte, foarte drăguță. Ține un pic așa. Așa. Bravo! Ia uitați-vă și voi ce drăguță e pentru vară. E atât de colorată și de veselă. Avem două rochițe la fel. Tot așa niște rochițe de vară colorate cu floricele. Una este a mea și una este a Selenei. Stai așa, ține un pic, ridică mâneca. Hai să vedem să o punem pe, pe pat. Să se vadă mai bine? Da. Și materialul este atât de fain. Așa un material vaporos. Selena are această uh, rochiță lungă pe care a probat-o și vine foarte, foarte bine cu bretele. Așa. Eu am această rochiță. Am mai avut eu ceva în genul, așa că vă aduceți aminte. Și asta e foarte drăguță, doar că din păcate mama nu a văzut atunci când a cumpărat-o și a descoperit Selena că este ruptă. De fapt, ruptă, desfăcută, s-a desfăcut de aici și este rochiță nouă cu etichetă, deci nu e ca să zici că a luat-o de la second. Că atunci mai zici, mă, se mai întâmplă să mai fie câte ceva rupt, dar se pare că și la acestea noi. Iar aici este din nou o rochiță, ca aceasta. Una este a mea și una este a Selenei. Sunt absolut superbe, abia aștept să o probez cu o pereche de uh, cu toc sau cu talpă înaltă o să-mi vină foarte, foarte bine, pentru că eu sunt mică de statură și de obicei rochițele nu mă avantajează, rochițele lungi, trebuie să fie rochițe, nu știu, cam până pe la deasupra genunchiului sau poate puțin peste genunchi, adică sub genunchi. Dar uh, sunt sigură că o să arate foarte drăguț cu o încălțăminte. Mărcuța a primit acest uh, costumaș cu mai eu și pantalon scurt și mai are încă unul la fel dar mama a uitat. Nu sunt pătați. Nu sunt pătați, așa este modelul. Mai e unul la fel, mai ții minte? La fel identic. Așa. Tot pentru Marc avem un costum cu un ursuleț foarte, foarte drăguț uite te marc! Ursulețul ăsta ești tu! Ascultă muzică! Ascultă muzică! Uite și pantalonii cât de frumoși sunt! Ia uite ce drăguț e costumul ăsta! Foarte frumos! Și asta e foarte frumos, doar că na, fiind obișnuită cu el, că deja îl mai are marc, asta mi se pare mult mai, uh, mai drăguț, mai ales că e ceva nou. Aici mai avem o rochiță. Uh, seamănă, cred că, adică același uh, model ca și asta la ca că se și vede, doar că culoarea este diferită cu mov. Aceasta este a Selenei. Selena a primit două, că e mai cu moți. De fapt, două. Ce care? Una, două, trei. Și eu am... E, tot trei. Dacă o mai pui și pe asta, o la una, Două, trei. Deci avem 3 și 3 <laughs> și asta este absolut superbă și bineînțeles că o vom împărți. Iar aici am ceva care mi se pare absolut superb, deci îmi plac maxim de mult, maxim de mult, aceste sândăluțe. Deci acest model cu pietricele îmi place la nebunie. Uitați-vă și voi cât de drăguțe sunt. Sunt absolut superbe mărimea 35 ar părea că ar fi cam un 36, mi așa mi se pare, nu le-am probat încă, nu am probat nimic de aici, doar Selena ce a apucat să probeze uh, rochea asta, rochia galbenă și rochia roz, rochia mov nu a, nu a probat-o, marca a încercat Adidas și, din păcate sunt mari, dar uh, sandalele astea sunt absolut superbe și dacă eu aș fi fost mai înaltă, sandalele astea s-ar fi potrivit foarte, foarte bine cu uh, rochițele astea Ori cu asta cu mov, ori cu aia cu roz Dar să vedem dacă comparte mai maimuța asta cu mine De obicei, Selena uh, are momente când vrea să împartă, dar are momente când nu Că se atașează tot așa foarte tare de lucruri, exact ca și mine Dar vedem, dacă comparte împarte, o împarte Deci dacă mă vedeți îmbrăcată cu ea, înseamnă că am părțit-o Dacă nu, nu Ce mai avem aici? Aici avem supăra din articulații, pentru mine, tot pentru mine, ca să mă încar cu baterii, că am nevoie, nu de alta. Ia să vedem ce ne-a dat Mărcuț. Aici avem o brățară de picior care este a Selenei. Taica a ieșit de aici foarte, foarte drăguță, cu floricele. Și eu trebuie să-mi iau o brățară pentru picior, că și mie, și mie îmi plac foarte mult. Aici avem un fond de ten de la L'Oreal. Ce mai avem, Marc? Un șampon, tot de la L'Oreal, un fond de ten de la Astra, care este foarte, foarte interesant. Deci când am văzut această cutie, nu știam ce e, am citit uh, am citit pe ea și când am văzut așa și cum arată fondul de ten înăuntru, îmi place maxim. Din de telefon. Am testat un pic acolo. Mami. E o nuanță cam închisă pentru, pentru mine, dar uh, e ok. Ori îl combin cu ceva, este uh, nuanța 04. mami nu se pricepe la lege nuanțele și oricum nu neapărat că nu se pricepe, uh, nu are cum să ne nimerească Eu am un ten, uh, se sora mea la fel, uh, Betty la fel, deci nu prea are cum să ne, uh, ne nimeriască. Așa că îl... Uh, găsesc eu, îl combin cu ceva mai deschis, ori dacă nu îmi fac conturul al feței, găsim, nu-i problemă. Exact, este în formă de telefon, da, vezi ce drăguție? Place foarte mult ambalajul, foarte, foarte mult. N-am mai avut ceva de genul până acum. Este chiar interesant. Are și burețelul ăsta. Aici folia aia pe oglindă. Eu nu pot să o trag. Și ce are? Găurele, ceva. Așa, următorul produs. Aici eu am această brățară, care este foarte, foarte drăguță. Ce mai avem? Din nou, un fond de ten. Acesta este de la Deborah Milano. Tot de la Deborah Milano am acest uh, rujmat. Este un portocaliu spre roșu. Îmi place maxim de mult. Selena are acest uh, lânțic care este de întregul. La început mi-a dat impresia că ar fi două lănțicuri, dar este doar uh, unul singur și este foarte, foarte drăguț. În formă de inimioare. Exact, în formă de inimioare. Ce mai avem aici? Aici avem de la Rime, London uh, un uh, luciu, din la care pișcă. Și asta este un, uh, un portocaliu așa spre roșu, e o diferență între ele. Bine, nu se vede pe cameră chiar bine, dar este oricum o diferență între ele. Asta este un, acesta este un luciu de buze, iar acesta este un ruj lichid mat. Foarte faine sunt acestea. Aici avem o pudră, tot de la Deborah Milano. Aici avem un gloss, tot de la Deborah Milano, un super gloss roșu. Foarte, foarte mișto este acest roșu. Ce mai avem? Tot de la debora Milano avem acest uh, fond de ten nuanța 05. Asta cred că e cam închis pentru, pentru mine, dar după cum am zis nu este nicio problemă pentru că eu le combinam și uh, fonduri de ten mai deschise și uh, pun Va picături din alea, câteva picături, pompițe ce pun acolo și le amestec. Uh, am în plan să-mi iau o tabliță, din aceea, din metal sau din plastic pentru a-mi amesteca fondurile. de Aici avem un gel de duș de la fel ce Azura, care miroase demențial. Eu am și pudra cu această fetiță și cu acest pămătuf drăguț și pudra miroase la fel de bine ca și acest gel de duș. Aici avem un șampon, o cremă de față cu SPF 15, o pastă de dinți, Bogdan a primit un șampon de la Alpecin cu cofeină, un rimel de la Astra, foarte mișto, îmi place foarte mult aplicatorul. Hai să vedem, ține de ăsta. Așa, iar eu trag de asta. Maxim de mult îmi place aplicatorul. Ia uite, Marc, a ce ți se pare ție că seamănă? A un? A? A un. Arici. A, <laughs> a un arici. Stai, nu, 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 mișca, tu las așa că îl bag eu. A un a pogonici. Ce mai avem acolo, Marc? Pentru mini. Pentru mini, da. Avem niște gustări pentru mini. Mama e n-a uitat-o nici pe mini, știe că îi plac foarte mult. Avem două. Avem două diferite, vezi? Ia strigo. Mini! Zi, hai să-ți dau ceva. Hai să-ți dau ceva! Ia să vedem vine. Mini! Ia hai să-ți dau ceva! <laughs> Mini! Hai să dau ceva! Ia uzi! Minișor! Hai la mama! Hai să-ți dau ceva! Nu vrea! Hai că vine! Ia de să... Ia uite, -a, a venit! Îi plac să Ia, da! Ia uite! Drăguța de ea Acum merge la locul merge ei, la locul ei. Da, Ce a primit Mărcuța aici parfum. Un parfum Exact A primit și Marc un parfum Așa Copila și-au primit din nou vitamina C Le plac foarte mult Aceste uh, pastiluțe Un gel de duș Care miroase foarte foarte bine Le place foarte mult din nou un fond de tot de la Deborah Milano. Asta este uh, sigur potrivit pentru pielea mea. Am primit două pile. Un ruj roșu mat de la Rimmel London. Două perechi de cercei. Mai ales aceștia îmi plac foarte, foarte mult. Ce am mai avut și în trecut. De la Rimmel London am această pudră. Aici avem de la L'Oreal un ruj. Un vișiniu este. Pe cameră pare ceva mai deschis, mai cărămiziu. Ce mai avem acolo? De la Astra am acest uh, ruj lichid mat. Iar aici am uh, de la uh, Deborah Milano uh, o mascara pentru sprâncene. Selena vrea să vă arate ce a primit și ea. În afară de acele rochițe pe care vi le-am arătat mai devreme, mai are aici o plăsuță. Și în spate mai ai acel... Uh, tablou de depictat, doar că noi l-am desfăcut să ne uităm la el. Este luat din Italia, de la o, Teddy, de acolo. Așa. Aici avem acest tablou cu pietricele. Are pietricele din acelea micuțe. Dacă nu mă înșeles, ce pictură cu diamante, ceva de genul. Și acesta este modelul cu flori. Din nou, unul, tot cu o vază cu flori, tot de la Teddy. Ambele sunt de la Teddy. Acest gel intim de voiaj. Acest gloss de la Debora Milano, care are un sclipici foarte, foarte mișto. Un ruj mat de la Debora Milano. Este un nude, așa, un rozaliu, nu știu, e o combinație așa între un maroș și un rozaliu, foarte, foarte fain și ăsta. De la Rimmel London a primit acest luciu de buze cu un capăt aici. <fie> Cred că e un fel de balsam, ceva de genul. Selena abia a făcut uh, băiță. <fie> a, ăla la altul. Eu trăceam din altă parte, așa arată partea asta, iar în partea cealaltă, cred că ăsta îl dai prima oară, iar aici un rozaliu foarte, foarte drăguț. Așa. Te dau cu luciul ăla de buze? Mm. De la L'Oreal a primit acest uh, ruj lichid. Și ăsta este mat, un rozaliu tot așa drăguț. Iar mai mult așa rozaliuri din astea și marouri. De la Astra a primit uh, asemănător ca și al meu. Bine, al meu cred că e e un pic mai diferit. A tău, e așa, un roz spre maroniu, da, iar da, al meu e un roz spre vișiniu, da. ceva de genul. Stai să nu le amestecăm. Care era tău? Ăsta era tău, nu? Dacă stai e spre da. vișiniu și ăla e spre maroniu. Stai să nu le încurcăm, să le n-are locul ei. De la Pupa a primit acest gloss transparent, care a venit într-o cutiuță foarte, foarte mișto, doar că am scos-o, că nu -are, are niciun sens. Iar de la Deborah Milano are acest ruj mat în nuanța 01, care este absolut superb. Zici că e din catifia, nu știu cât se vede pe cameră, dar are o textură wow. Pe cameră pare mult mai închis decât în realitate, dar în realitate e o culoare foarte, foarte drăguță. Așa. Selena a primit la fel ca și mine de la Rimmel London un gloss, doar că acesta este un maroniu, iar eu am primit acest portocaliu spre roșu. Și aici mai avem un iluminator de la Astra cu burețel din asta în capăt. Ajut? Da, dacă vrei să mă ajuți. Hai că A. am putut. Trage capacul. Așa. L am testat. Deși l-ai și testat. E ceva destul de, destul de închis față de cel... Uh... <gri> Dar nu apăsat tare. A. Ah. Dar puteai să dai pe ăsta. Așa și se vede. Uite că se vede. E drăguț. Place. Bine, mie îmi plac mult mai mult mai deschise la... Da. Nu? Da, da, alea nu așa, un fel albe. Așa, așa și mie îmi plac. Și acestea sunt produse pe care noi le-am primit de la mamoița. Îi mulțumim din suflet. Mereu ne face foarte, foarte fericite, ne face bucuroși pe toți, bineînțeles. De fiecare dată ne bucură inimioara, ne cumpără ceea ce consideră că avem nevoie și nu numai, de multe ori ne sună și ne întreabă dacă vrem sandale, dacă vrem rochițe, dacă ne place acel lucru, dacă vrem fond de tem, dacă vrem cutare și cutare și de multe ori ne mai ia și prin uh, surprindere, ne mai face și câte o surpriză neașteptată, bineînțeles cu o surpriză plăcută. Mama, e noi îți mulțumim din tot sufletul și te iubim mult. Și dragii mei, noi o să încheiem acest filmuleț. V-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa, pa! Pa, pa! Vă dorim o săptămână minunată!